aceste minute. V-am solicitat acest interviu pentru că am aflat că la Asociația Oamenilor de Teatru și Muzică, ATM, cum îi spunem în mod obișnuit, au sosit două scrisori din capitale extreme ca distanță, Tokyo și Londra. Da, într-adevăr. De altfel, nu sunt singurele scrisori pe care le primim. Suntem în ultimul timp solicitați foarte des de foarte multe centre teatrale, de către universități și biblioteci, ca să informăm aceste centre despre mișcarea noastră teatrală. Ce este cerea în cele două scrisori? E bine, de pildă din Japonia mi s-a cerut textul de autorului Ciprian, Capul de Rățoi, pe care noi am publicat-o și am tradus-o, de fapt, în limba franceză și a apărut într-o publicație anterioară pe care am trimis-o la toate centrele teatrale din lume, în Aspediu Teatru Contemporain, care a suscitat la timpul său un mare interes. Din Japonia mi s-a cerut și Turnul Eiffel, care tot așa a fost tradus. Am trimis-o, bineînțeles, am răspuns imediat și cred că se fac și jucacul. Și Londra ce v-a cerut? Scrisoarea pierdută de Caragiale. Și ați trimis-o? Da, sigur că da. Suntem foarte prompt în răspunsurile noastre. Ați mai avut ce asemănătoare? În special avem cereri din partea bibliotecilor, din străinătate, din America, din America de Sud. Foarte multe cereri de publicații și de informații, în special în legătură cu dramaturgia originală. Ce ați mai tradus, ce ați mai primit din dramaturgia noastră? Am tradus Steaua fără nume, care am tradus-o în limba engleză și se află actualmente în Cuba, în Chile, în Spania, Italia și în Tanzania. De asemenea, am tradus Moartea unui artist și Hanul de la Rex Cruce în limba rusă. De asemenea, recent am tradus Jocul ielelor în limba franceză și Actul venețian în engleză. Cu câte centre colaborați? Colaborăm cu peste 80 de centre.